Umet înscrie, în sfârșit, Umet înscrie. În sfârșit, un gol al româno-spaniolului. Din păcate, azi atacul nu a mers și apărarea a mers foarte bine. Am luat doar 18 goluri și trebuie să mai lucrăm la faza de finalizare. Gabi, ați ieșit mult mai montați după pauză. Ce v-a spus domnul Iacob? Sigur, ne doream victoria. Suntem într-o situație critică. Avem nevoie de 3 puncte la fiecare meci, pentru că și contra candidatele noastre e o luptă de viață și moarte, ca să zic așa, cu celelalte pentru un loc în play-off și noi sperăm să adunăm victorii și să ne clasăm cât mai sus. Cum e această victorie după 3 înfrângeri consecutive? E ca o gură de oxigen, foarte, foarte greu obținută, muncită, dar până la urmă sunt 3 puncte. I-ați făcut și multe cadouri astăzi adversarilor. Acum multe cadouri, după câte v-am zis, nu am fost așa concentrați la faza de finalizare, portarul lor sau poate portarul lor a fost mai inspirat. Cum a trăit această partidă? A fost groaznic, pentru că am mai trecut prin experiența meciului cu CSM-ul în care echipa din București nu a avut întreg lotul valid, au venit cu jucători care evoluau mai puțin, așa s-a întâmplat și astăzi și n-am reușit să ne facem meciul ușor după cum era firesc, pentru că valoarea dintre cele două loturi e clar în favoarea noastră și soluțiile pe care le-am ales n-au fost cele mai potrivite și lucrul acesta n-a făcut decât să avantajeze echipa oaspete, care n-a jucat într-un ritm foarte ridicat pentru că n-au avut multe schimburi și au pus presiune pe noi. Fiecare secundă care trecea era în favoarea lor pentru că au condus. Suntem bucuroși că am câștigat. Le spuneam și băieților că de fiecare dată aleg să câștig la un gol, indiferent de adversar, decât să pierd sau să fac egal. Îmi spune că a fost decisiv acel 7 metri apărat de bucătarul la 16 la 16 acolo? Nu. Fiecare fază în handbal este decisivă, pentru că e o responsabilitate pe care o avem în acele momente și meciul se poate schimba exact în minutul 1, poate să-ți dea încredere, în minutul 20 poate să demoralizeze adversarul, adică fiecare situație poate fi un moment decisiv. Ce le-ați spus la pauză? Au ieșit mult mai bine de la vestiare. Mare lucru nu a fost de spus. Important e ca ei să conștientizeze faptul că evoluează și au șansa de a fi la cel mai important club din România și lucrul acesta ar trebui să fie o motivație permanentă și lucrurile acestea încercăm să le spunem de fiecare dată și e o combinație între dorința lor uneori de a face lucrurile, pentru că abordarea în meciul cu Dinamo a fost cu totul și cu totul diferită față de, sau cel puțin situațiile de a înscrie și suntem mulțumiți până la final pentru că am câștigat.